Articolele 22, 24, 26 și 28 din regulamentul de funcționare a cimitirelor din municipiul Giurgiu au fost modificate în cadrul celei mai recente ședințe de Consiliu Local. Astfel au fost reglementate și simplificate procedurile de atribuire și folosire a locurilor de înhumare. La ședința Consiliului Local anterior ținută, s-au făcut 4 modificări privind unele articole din regulamentul de funcționare al cimitirilor. Mai bine zis, s-a pus în acord cu prevederile legii 102 din 2014. Ca exemplu, articolul 22, da, cu modificarea care a fost adusă, da, atribuirea dreptului de folosință a locului de înhumare poate fi realizat în baza certificatului de moștenitor sau legatar. Da? Sau orice alt document care să reiasă gradul de rudenie, fac o paranteză aici, gradul de rudenie cu drept de folosință de la un titular la altul, să poate merge până la rude de gradul 4. În vechiul regulament, la articolul 22, cetățenii care doreau să intre în posesia unui mormânt trebuiau să prezinte mai multe documente. În cele mai multe cazuri, actele ce dovedeau gradul de rudenie nu puteau fi prezentate pe motiv că acestea nu mai existau nici măcar la biroul județean de arhive. În prezent, solicitanții nu trebuie să prezinte decât documentele care atestă că sunt rude cu persoana înhumată. Articolul 24... vă spuneam înainte că dreptul de folosință asupra locului de înhumare, conform articolului 23, da, se transmite numai între rude până la gradul 4, cu titlul gratuit soțului soției rude de gradul 1, da, și celorlalți cu dreptul de concesionare, celorlalte rude de la gradul 2, 3 și 4. Da. Fac excepție la situațiile de la gradul 2 și 4, cei care dețin certificate de moștenitor. Deci la vechiul articol, la 24, transcrierea se putea face numai pentru rudele de gradul 1 și 2. La rudele de gradul 4 trebuia să arate prin diferite documente gradul de rudenie. Mai exact, articolul 24 oferă posibilitatea intrării în posesia unui loc de veci și rudelor de până la gradul 4. Transmiterea se face cu plata de către noul dobânditor a taxei de folosință stabilită la data efectuării contractului de concesiune. Noile modificări aduse articolului 26 din regulamentul de funcționare a cimitirelor stabilește și cine poartă titlul de proprietar pe un loc de înhumare din cimitirele din municipiul Giurgiu. Și având în vedere că locurile de înhumare din cimitire sunt domeniul public, deci administrat de Consiliul Local. Deci nu poate face obiectul unei tranzacții de vânzare-cumpărare între două persoane, că au fost cazuri și multe, chiar foarte multe cazuri. Și să veneau sub masca de, fie în unele cazuri se venea sub masca de donație, dar în schimb se făceau tranzacții. Și atunci, la articolul ăsta, se spune că dreptul de folosință asupra locului de înhumare atribuit gratuit nu pot fi înstrăinate prin donații. Ultimul articol modificat se referă la drepturile de folosință asupra locurilor de înhumare din cimitire dobândite în condițiile legii. Astfel, drepturile se transmit prin succesiune și acte juridice între vii cu titlul gratuit de donație. În situația în care transmiterea dreptului de folosință se face în baza unui contract de donație, donatorul va achita taxa de concesiune în vigoare la data înstrăinării, aceasta reprezentând și modificarea articolului. Noile prevederi vor intra în vigoare după jumătatea lunii septembrie.